de mult trebuia să votăm un asemenea proiect care să protejeze aeroportul internațional Chișinău, căile ferate și alte instituții strategice. Din fericire, majoritatea PAS a avut capacitatea și a insistat pe acest proiect, așa încât să nu mai avem niciodată situații rușinoase precum am ajuns cu aeroportul Chișinău. Și acest proiect de lege va ajuta să securitizăm infrastructura strategică. Lucrurile în fond sunt destul de clare. Noi avem azi o președintă a Consiliului Audiovizualului, care a fost șefa cabinetului PSRM ani de zile, care nu are nicio treabă cu audiovizualul, care a lucrat până acum în... Nici eu înțeleg în domeniul ecologiei în calitate de profesor. Ce opțiune asta sunt informațiile publice de pe ziarul de gardă și alte surse referitor la parcursul nostru profesional, dar ați confirmat-o și astăzi că cu jurnalismul și cu audiovizualul n-ați avut niciodată nimic. Este important ca într-o asemenea instituție de reglementare să lucreze profesioniști care să respecte exact atribuțiile Consiliului Audiovizualului prevăzute în codul serviciilor media audiovizuale. Cetățenii sunt cei care trebuie să beneficieze, să fie informați corect, echidistant, în mod profesionist și să nu existe niciun fel de control politic sau încercări de a avea ingerințe în politica editorială a furnizorilor de servicii media. Astăzi am votat în primă lectură un proiect foarte important, ceea ce ține de interzicerea publicității jocurilor de noroc. În țara noastră este un dezastru în sensul ăsta și dezastrul ăsta e alimentat de o publicitate finanțată extrem de generos. Fiecare zi în Moldova se cumpără 1.300.000 de bilete într-o țară atât de mică. Pentru cei care greu înțeleg, e ca să folosești genul, da, în promovarea unui produs, anumite, nu știu, vicii, da, să folosești imaginea unei doamne în promovarea unui produs, sau glume proaste, da, e ca asta e reclamă sexistă, așa, ca să vă explic eu mai simplu. Și ele nu trebuie să acceptate și trebuie să, într-adevăr, să fie catalogate și cei care folosesc așa tip de reclamă. Este un proiect de lege privind publicitatea care trebuie să înlocuiască o lege mai veche care are deja 25 de ani. Ea are menirea, scopul ei este să ajusteze legislația internațională, adică legislația noastră la cea internațională. Aici se stabilesc criteriile publicității politice, se indică foarte clar când se poate face publicitate în perioada extra-electorală. Se vorbește despre publicitatea, mesajele de utilitate publică, adică acea publicitate socială despre care era înainte. Deci se stabilesc foarte clar care sunt regulile, care sunt mecanismele